aminte, în vremea aceea, intrând Iisus în corabie, au mers după dânsul ucenicii lui. Și iată că pe mare s-a stârnit o furtună atât de puternică, încât corabia se acoperea de valuri, iar Iisus dormea. Atunci au venit ucenicii la dânsul și l-au deșteptat zicându-i, Doamne, mântuiește-ne căci pierim. Iar dânsul le-a zis, de ce sunteți înfricoșați puțin credincioșilor? Atunci s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. Iar oamenii se mirau zicând, cine este omul acesta, că și vânturile și marea ascultă de el. Zisa Domnul ucenicilor săi, poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu, căci nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe tatăl meu îl urăște, de n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Când va veni mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede. Slujba lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ca de fiecare dată, înainte de o sărbătoare, noi părinții căutăm să pregătim un cuvânt pentru ziua următoare, ziua de duminică sau ziua unui sfânt. Pentru astăzi am găsit un cuvânt frumos pe un blog care se numește Teologie pentru Azi. Un blog care cuprinde foarte multe învățături și este al unei familii de preoți, a părintelui Dorin Picioruș, cu doamna preoteasă Gianina Picioruș, care s-a ostenit de foarte mulți ani să scrie pe acel blog foarte multe învățături duhovnicești și nu numai. Acele învățături sunt la liber. Le puteți citi, le puteți descărca, părintele făcând acest lucru pentru folosul sufletesc al oamenilor. Și pentru astăzi am găsit o predică frumoasă a părintelui, în care părintele surprinde anumite harisme ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, pe care le subliniază în acest cuvânt. Și el începe așa. Sfinții Bisericii sunt fiii și fiicele a diverse popoare, fiind foarte diferiți ca vârstă și ocupații, și la fel la nivelul virtuților și harismelor pe care le-au lucrat. Iar Sfântul Dimitrie este grec, de neam, din cetatea Solun, astăzi Tesalonic.
un sfânt grec pentru o întreagă ortodoxie, cum de altfel avem sfinți asiatici, africani, europeni, americani, pentru o întreagă lume, pentru că atunci când îi pomenim într-o anume zi, ei sunt pomeniți la nivel ecumenic, la nivelul întregii ortodoxii. La nivel ecumenic, dar nu ecumenist. Ecumenic nu înseamnă ecumenist. Ecumenic înseamnă la nivel global, adică tot trupul mistic al bisericii, pentru că suntem biserici locale, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei, dar toate aceste biserici autocefale sunt într-o unitate de Duh și de adevăr, făcând parte din Biserica Ortodoxă, una apostolească, sfântă și sobornicească. Și spune Părintele, suntem învățați de Hristos să ne iubim unii pe alții dincolo de etnie, dincolo de limbă, dincolo de culoarea pielii sau mentalitate, pentru că împărăția lui Dumnezeu este formată din sfinții întregii lumi, din toți sfinții bisericilor locale și nu doar dintr-o etnie. De aceea este foarte periculos filetismul acesta, această credință că noi suntem mai buni decât alții. Sau observăm în ultimul timp că foarte mulți preoți au epitrahile tricolore, roșu, galben și albastru. Sau pe Sfânta Masă stă tricolorul peste Evanghelie în loc să stea Evanghelia peste tricolor. Aceasta este o ispită pe care noi o facem, arătând că biserica noastră, da, știm acest sentiment național, cu toții ne iubim țara, cu toții ne iubim drapelul, mai puțin politicienii care l-au scos de pe mașini, de poliție și au făcut niște culori în, eu știu, seamănă mai mult cu culorile mașinilor nemțești ale Germaniei decât cu culorile României. Nu am văzut nicio supărare pe la domnii polițiști, nu am văzut pe nimeni care să se supere pe schimbarea culorilor, pentru că de fapt trăim într-o globalizare excesivă și foarte sufocantă, care ne îndepărtează de la acest naționalism socotit fundamentalist sau habotnicie. Și spune Părintele, nu trebuie să fim refractari la faptul de a ne cunoaște, de a ne cunoaște unitatea și diversitatea în același timp, adică pe cele care ne sunt comune, cât și pe cele în care suntem diferiți unii de alții. Mai repet o dată. În același timp, adică pe cele care ne sunt comune, cât și pe cele în care suntem diferiți unii față de alții. Părintele spune unitatea și diversitatea. Unii spun unitate în diversitate. Și schimbă pe și cu în. Și această deschidere pe care spune Părintele că trebuie să o avem, să nu fim refractari în această deschidere, de fapt este mesajul ecumenismului care spune să nu fim refractari a ne cunoaște frații. Care frați? Frații într-o credință, frații într-o umanitate. Frații catolici, frații protestanți, frații anglicani, frații musulmani, frații budiști, frații, că sunt mai multe, frații șintoiști, frații, frații, frații. Suntem de acord, sunt frații noștri. Nu ne sunt străini, au același chip al lui Dumnezeu. Dar acești frați fac parte din trupul cosmic al bisericii, al lumii acestea, al lui Hristos, al lui Dumnezeu, da? În trupul cosmic. Spunea Părintele Stăniloae, iar creștinii ortodoxi fac parte din trupul mistic. Deci avem un trup cosmic, toată umanitatea, frați într-o umanitate, dar avem un trup mistic, frați într-un Hristos. Frați în Biserica Ortodoxă drept slăvitoare, care este catolicească. Termenul catolic este, să zic așa, nu impropriat, greșit. Da? Noi ne-am numit ortodoxi pentru a ne arăta că suntem în dreapta credință față de Biserica Catolică, care se vrea ecumenică și universală, dar este în erezie și în schismă de foarte, foarte mulți ani dinainte de 1054. 1054 a fost, de fapt, suma tuturor mofturilor și lepădărilor apusului și a deviaților pe care acesta le-a făcut. De aceea spun că la această sintagmă, care aparține unui mare teolog socotit, Olivier Clément,
care spune unitate în diversitate, pe acest principiu ecumenismul, această mișcare ecumenică, vrea să ne spună că trebuie să ne cunoaștem, că trebuie să ne deschidem, că trebuie să mergem la întâlniri ecumenice, că trebuie să ne rugăm unii pentru alții, că trebuie să ne cunoaștem dogmele și învățăturile. Nimic mai fals. Nimic mai fals. Și ce presupune mișcarea ecumenică? Deschiderea aceasta unii către alții ca să aflăm adevărata biserică, de parcă s-ar fi pierdut pe parcurs. Adică ce vrea să spună ecumenismul? Că noi ortodoxi avem o bucățică dintr-o oglindă antică, adică oglinda paradisului, în care fiecare, ortodoxi, catolici, budiști, protestanți, anglicani, au câte o bucățică din această oglindă și din toate bucățelele acestea vom face oglinda bisericii una. Nimic mai fals. Biserica ortodoxă, ortodoxia are plinătatea credinței, nu-i lipsește nimic, spunea părintele Ilie Cleopa. El așa spunea părintele Ilie Cleopa, când veneau protestanții la el, catolicii la el și tot felul de schismatici și eretici și deviații de la dreapta credință. El apăra ortodoxia la mănăstirea Sihăstria. Da? Și le spunea că nu există biserică decât în ortodoxie, nu în altă parte. De aceea, părintele în predică spune unitatea și diversitatea. Da, să iubim diversitatea harismelor din ortodoxie. Cum spune Apostolul Pavel? Oare toți sunteți apostoli? Oare toți sunteți proroci? Oare toți sunteți învățători? Oare toți au darul de a face de minuni? Oare toți au darul prorociei? Iată unitate și diversitate. Unitate de duh, diversitate de harismă. Nu această unitate în diversitate pe care această sintagmă o folosesc și comunitățile LGBT. Unitate în diversitate, adică să fim una în diversitatea iubirii noastre. Că iubirea noastră este diversă. Dar este una, că e aceeași iubire. Nimic mai fals. Cuvintele se pot folosi foarte ușor în diferite sensuri. De aceea, unitate și diversitate poate să schimbe imediat înțelesul în unitate în diversitate. De aceea, această întâlnire care s-a petrecut acum la Assisi, care este de fapt o continuare a întâlnirilor din 86, tot făcute de Ioan Paul al II-lea. Deci toată lumea se întâlnește la Assisi, pentru că la Assisi a început acolo aceste întâlniri în care s-au întâlnit acum și s-au rugat pentru pacea lumii. În care și noi am fost reprezentați de un mitropolit al Europei Occidentale, acolo și toate bisericile, în care s-au rugat alături de cetățeanul Bergoglio pentru pacea lumii și de alți cetățeni. Da? Arhierei nu sunt. Ne pare rău. Ne pare rău pentru drag, dar nu este altă cale decât ortodoxia. N-avem ce să-i facem. Da? Deci, s-au întâlnit acolo cu o statuie în spate, o statuie antică, așa, un păgânism de la așa deșănțat, știți, pestilențial. Dacă ești atent la statuie, vezi așa cam ce iese de prin, despre sub șervetul statuiei acelea. Nu la neavându-l pe Hristos în spate, având acea statuie, acel idol, da? Mintea omului deviază de la adevărul de credință și s-au întâlnit în duhul care? În Duhul Lui, în numele Lui, ca să ce? Mi-aduc aminte de Mântuitorul care le-a spus unora care s-au bucurat de exorcizările făcute. Doamne, Doamne, în numele Tău am scos demoni, în numele Tău am făcut această mișcare ecumenică, în numele Tău ne-am deschis către alte culte, în numele Tău ne-am întâlnit la Assisi și Domnul vă va zice, da? Plecați de la mine voi cei ce săvârșiți fără de legea. V-ați întâlnit în numele meu, dar nu în Duhul meu. Eu nu pot să fiu și la voi, 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 și la voi. Eu sunt una, sunt capul bisericii, am un singur trup, nu două. Nu avem mai multe capete. Cum își permite cetățeanul Bergoglio să spună că este vicarius filii Dei? Dar de unde și până unde? Dar de unde și până unde? Părintele Nil, foarte, știți așa, drăguți, viermilor fără aripi ce sunteți. O, lutule netrebnic, cum să te consideri tu vicarul Fiului Dumnezeului Celui Viu? Tu, o sărmană creatură și cu o învățătură care îți dă ție puteri nelimitate de infailibilitate și de primat papal și tu hotărăști și adun tu la Assisi în numele Lui toate bisericile ca să vă rugați pentru ca să se stăvilească această epidemie, pentru pacea lumii, pentru victimele. Da, foarte frumos! Foarte frumos, dar cum v-ați întâlnit, de ce v-ați întâlnit, numai Dumnezeu știe. Mai departe, Sfântul Dimitrie s-a născut într-o familie ortodoxă.
în timpul unei mari prigoane a bisericii. Deci nu s-a născut în vremuri de pace, s-a născut în vremuri de tulburare în biserică, în vremuri în care creștinii se rugau în catacombe, în vremuri în care împărații romani erau prigonitori, în vremuri ca acum. Că urmează niște vremuri, vai de noi și vai de noi, nici nu ne dăm seama în ce vremuri intrăm. Da? Că vremurile sunt după om și omul după vremuri. Da? Și noi intrăm în niște vremuri grele pentru credință, în care, iată, dimineață un fiu duhovnicesc s-a dus într-o biserică, nu a avut masca până peste nas și în biserică un creștin iubitor de aproapele, medic fiind, a sunat la 112 și la ieșirea de la Sfânta Liturghie, după ce s-a spus binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har și cu al său iubire de oameni, domnul jandarm a trântit o amendă acestui fiu. Da? Vândut de fratele lui în timpul Sfintei Liturghii. S-au părât. O zic vândut, dar părât. Dar grija ta, omule al lui Dumnezeu, este să filmezi pe fratele tău în timpul liturghiei, când nimeni din cei legați cu pofte trupești nu este vrednic să slujească ție împăratea slavei. Tu în Sfânta Liturghie ai intrat ca să-ți urmărești frații sau ca să-L urmărești pe Hristos. Să-L vinzi acolo. Deci vânzătorii vor fi printre noi, în biserică, sub epitrahil, peste tot vor fi ochi de creștini care vor vinde creștini. Așa a fost și în anii 50. Așa a fost și în anii 50. Când, dacă vedea un vecin că tu duci o pungă de mâncare la un partizan sau la un luptător din munți, anunțau securitatea și erai luat. Dacă te auzeau că ai valori de dreapta sau eu știu, cântai o melodie care nu convenea partidului, te vindeau și te luau. Dacă nu intrai în colectiv, te vindeau și te luau. Așa s-a făcut atunci, așa va urma și acum. Și iată, Dimitrie apare ca unicul copil la părinți după mari și mari rugăciuni făcute la Dumnezeu. Deci Dimitrie este un copil dorit, dar nu dorit pentru a ajunge un om mare în societate. Nu a fost dorit pentru a ajunge o personalitate harismatică a societății civile. Nu a fost dorit decât pentru ca să crească și să se desăvârșească pentru împărăția lui Dumnezeu. Naștem copii pentru Dumnezeu, îi naștem și pentru lumea aceasta, dar cu țintă împărăția cerurilor. Cresc, se desăvârșesc, devin oameni buni în societate, își fac familii, la rândul lor cer copii pentru împărăția cerurilor și se mulțește, da, sămânța creștinilor care știu că lumea aceasta trece și copilul trebuie născut să-l crești, nu să-i lași avere, vila, mașina, cont în bancă și un post bun, ci să-i lași frica de Dumnezeu, dragostea de rugăciune, dragostea de Sfânta Liturghie, să știe ce înseamnă duhovnic, să știe să se împărtășească, să crească duhovnicește, să fie un om al lui Dumnezeu într-o societate gadara. Că ieri a fost. Europa e gadara și toată planeta va deveni gadara. Și noi vom spune, pleacă Iisuse de la noi, pentru că ne stânjenești cu prezența ta, ne stânjenești cu clopotul tău, cu sfânta ta liturghie, cu postul tău, cu rugăciunea, ne stânjenești, ne deranjezi, pleacă de la noi. Noi avem diferite spiritualități moderne, reiki, yoga, dezvoltare personală și terapia cu cristal, numerologia, și altele și altele deviații de la dreapta credință în care încercăm noi să ne amăgim conștiința că suntem și ortodoxi, dar stăm și în ashram sau stăm într-o poziție de aia de yoga. Suntem ortodoxi, dar mergem și la reiki, suntem ortodoxi, dar mergem și la bioenergie, suntem ortodoxi, dar facem și numerologie și astrologie. Și ne consultăm și astrograma când plecăm la Sfânta Liturghie să vedem, e ziua benefică pentru noi sau nu e? Ăștia suntem noi. Că noi ne-am atras mânia lui Dumnezeu prin toate deviațiile noastre. Și iată, spuneam de educația lui Dimitrie. Dimitrie a fost crescut la icoană. Deși era atâta persecuție, părinții l-au dus la icoană și i-au arătat. Uite, acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, întrupat. Aceasta este Preacurata Născătoare de Dumnezeu, Maica și Fecioara. Prin sufletul ei a trecut sabie născându-L pe Fiul lui Dumnezeu. Și Dimitrie a deschis ochii pe icoana Mântuitorului, pe icoana Maicii sale. Nu a deschis ochii pe televizor, cum fac astăzi mamele, ca să mai aibă timp pentru ele
îl pune în fața televizorului și îl lasă acolo, între două perne, îi dau mobilul în mână și îl lasă pe YouTube între două perne și nu fac nimic pentru educația copiilor lor din punct de vedere creștin. Mai mult, nu-l mai împărtășesc pe copil de la botez când își mai aduc aminte. Îl mai duc la împărtășit pe copil, iar ei nici atât ca părinți nu se mai împărtășesc. De aceea Dimitrie este un copil dorit, așa cum părinții preacuratei născătoare de Dumnezeu, drepții dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și-au dorit-o pe Maica Domnului. Unul a plecat într-un loc, s-a rugat, Ana a plecat în celălalt loc, s-a rugat, Îngerul Domnului a venit și la unul și la altul. S-au retras în singurătate să se roage și Îngerul Domnului i-a binecuvântat cu Maria, născătoarea de Dumnezeu. Copil născut în rugăciune, copil născut din dragoste, copil născut cerut de la Dumnezeu. Cerut de la Dumnezeu. Știți, noi avem o vorbă. Când vezi câte un copil frumos, am ascultat mereu vorba asta pe la mulți oameni. Și noi spunem așa, vai ce frumos e, a fost tare dorit copilul ăsta. Nu spunem noi așa? Pentru că vedeți, când copilul este dorit, când copilul este așteptat de părinți, când așteptarea asta este atât de mare, este un copil minunat de la Dumnezeu. Dar este un dar de la Dumnezeu pe care tu îl primești și îl dai tot lui Dumnezeu. În dar ați luat, în dar să dați. Ale tale, Doamne, dintr-o ale tale. Ție ți-aducem de toate și pentru toate. Adică mi-ai dat acest copil, ți-l aduc ție. De ce? Atunci, la 40 de zile când vine pruncul și preotul închină copilul la Sfintele Icoane, îl închină în fața Mântuitorului și îl lasă jos aici, pe amvon. Copilul stă în fața pruncului. Deci copilul prunc stă în fața al Mântuitorului care a fost și el prunc. Și mama vine și ia copilul de aici, de pe amvon, înapoi, după ce este închinat Domnului. Dar noi nu închinăm copiii Domnului. Noi închinăm copiii Duhului Veacului acestuia. Îi pregătim pentru lumea aceasta. Îi pregătim numai să conducă, să fie lider, fi puternic. Îl trimitem la dezvoltare personală să se dezvolte. Tu ești lumina, tu ești puternic, tu ești totul, tu ești cel mai tare, tu ești cel mai bun. Sădind în sufletele lor de mici o mândrie și un ego atât de mare pe care numai duhovnicii știu cum reușesc săracii să-l înfrângă sub epitrahil. Atât de mare este egoul copiilor noștri, pe care noi părinții îl hrănim. Noi hrănim acest ego în loc să vadă smerenia la noi și să hrănim smerenia în ei, să hrănim bunătatea, să hrănim iubirea de Dumnezeu și de aproapele, noi hrănim cu Duhul Veac. Și iată, spuneam că Părintele spune că Sfântul Dimitrie l-au dus la icoană, ca să facă diferența între icoană și idol. Pentru că atunci, în Imperiul Roman, statuia împăratului era peste tot. Peste tot era Cezarul. La dreapta Cezarul, la colțul străzii Cezarul, la Capitolul Cezarul, în piață Cezarul, creștinii erau obligați să tămâieze, să aducă jertfă Cezarului. Și atunci părinții lui Dimitrie l-au învățat și au spus, uite, nu Cezarul este Dumnezeu. Uite Dumnezeul cel viu întrupat între noi. Și Dimitrie a învățat cine este Dumnezeu și cine nu este. Și atunci, noi nu trebuie să învățăm copiii noștri că Iisus este Dumnezeu. Nu Buddha, nu Confucius, nu Kali, nu Shiva, nu Krishna, nu guru, nu știu mai de care e Dumnezeu, că asta ne învață hinduismul, că voi sunteți Dumnezei, dar nu prin harul lui Dumnezeu, cum spune psaltirea. Dumnezei sunteți, fii ai celui preanalt, dar Dumnezeu prin har și prin participare, cum spune Părintele Nil. Așa devenim Dumnezei în har, fiii lui Dumnezeu, că există această trecere a noastră de la botez până la moarte, rob, năimit și fiu. Noi trebuie să trecem prin etapele acestea, cum spune Părintele Romanidis în dogmatica sa empirică. Să devenim fiii lui Dumnezeu, rob, năimit și fiu. Trebuie să devenim fiii lui Dumnezeu prin har și prin participare. Ei, și spuneam că noi românii am ajuns să adorăm Sfinxul din Bucegi. Mergem acolo în Bucegi, mai ales într-o perioadă a anului când vine o ceață așa, și se face o piramidă și începe lumea că în Bucegi e centrul lumii, axis mundii, energiile Bucegilor. Mai mergem la Salmi Segetuza, mai stăm în cerc, mai nu știu unde mai mergem. Pentru că noi nu mai facem diferența între icoană și idol. Ba mai mult,
În camerele copiilor noștri nu găsim pe Dumnezeu și Sfinții Lui. Găsim Madonna pe perete, eu știu, Prins pe perete, Smiley pe perete, da? Și alți cântăreți ai lumii acesteia. De altfel, profesioniști. Și eu ascult muzică bună. De altfel, profesioniști. Dar sunt oameni ca și noi. Și atunci, copilul tău se îmbracă ca Ariana, înjură ca Ariana, se machează ca Ariana, se poartă ca Ariana, vorbește ca Ariana, împrumută din cântărețul ăla modul lui de viață, comportamentul lui și devine, copilul tău, un mic idol al unui alt idol. Adică idolul ăla, muzicianul ăla, își creează mii și mii de idoli și se proiectează pe mii și mii de copii, ducându-le mintea în iad. Și ei nu fac diferența. Și cel mai grav, am văzut în ultimul timp în case de creștini. Nu-i frumos din partea mea că povestesc, dar ca asta am văzut. E mai mare plasma decât icoana. Este inadmisibil. Să intri într-o casă să faci Sfânta Aghiazmă și te uiți după Sfânta Icoană și o vezi într-un colț acolo, micuță, cât mai micuță, și cu candela micuță, micuță, bineînțeles, plină de clei și de toți creștinii. Dar vezi la unii, da? Și plasmă, dar nu o plasmă. Plasmă în dormitor, plasmă în sufragerie, plasmă în hol la intrare, plasmă la baie, plasmă... 7 oplasme! Că omul, da, dacă părăsește o cameră, nu poate să-și ia plasma să fie o plasmă în mișcare. Și atunci preferă să-și mai ia una, două, trei, patru. Și trăim, nu mai zic, laptop în sufragerie, laptop în dormitor, wireless în sufragerie, wireless în dormitor, pentru că trăim și noi și trebuie să știm, să cunoaștem, da? În schimb, foarte puțin creștini găsim un colț de paraclis. Un colț de paraclis. Acolo unde soțul, soția, de mână, împreună, cu familia, seara, rugăciuni de seară împreună, da? Soțul zice una, soția zice alta, fiica și fiul zic alte rugăciuni. Și facem rugăciuni de seară împreună. Sau canonul Sfintei Împărtășanii, 12 rugăciuni, suntem 4 membri în familie, împărțim la 3 și ne este mai ușor și învățăm să ne rugăm împreună. Pentru că rugăciunea împreună ne aduce unitatea de duh în familie. Rugăciunea împreună ne aduce aici la Sfânta Liturghie să facem o rugăciune puternică în familie. Dar dacă casa ta e plină de idoli, nu mai zic ce am mai văzut. La răsărit, în casă, lângă icoane sunt poza fiicei mele, poza mamei mele, poza soțului meu, poze de la mare, poze de la nuntă. Și spun, măi, nu este bine ca la răsărit să fie pozele acestea. Du-le la nord, la sud, da? Și la vest. Răsăritul este al lui. Da? Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, la răsărit, stă răsăritul cel de sus. Colțul de răsărit al casei tale este dedicat icoanei, crucilor și acelui paraclis duhovnicesc. În rest, poți să pui copiii, că nu ți te zice nimeni, dar și copiii cu măsură. Când vezi la unii ca o casă întreagă de poze, îți dai seama că așa acolo e o iubire de sine, e ceva, e un narcisism acolo ca să te tot vezi prin casă, da? Așa mai departe, tot timpul. Treci într-o cameră și mai poze cu copiii, diferite ipostaze. Da, amintirile sunt frumoase. Dar să știți că marile și bogatele amintiri se păstrează în inimă. Trecem mai departe. Dimitrie era la vremea aceea guvernator, Antipat. Adică Solunul făcea parte din Imperiul Roman, cum astăzi Grecia face parte alături de noi, din Uniunea Europeană. Și el era în cadru militar. Era un ofițer foarte tânăr, foarte inteligent. Și vedeți că era deja numit la vârsta lui guvernatorul acelui ținut. Nu a luat funcția prin șpagă, nu a luat-o prin mită și nu a sunat pe la un politician ca să-i deschidă ușa să ajungă un guvernator. Cum se practică în ultimile perioade în lumea aceasta. Da? Cu intervenție. Și nici n-a făcut parte dintr-o frăție secretă. Nu. Nu. Era ortodox. Și vedeți că ceea ce observăm la el, nu se mulțumea să fie un bun strateg, nu se mulțumea să fie un bun guvernator, ci, ca un alt apostol Pavel, făcea misionarism în cetate. Adică, ducea Evanghelia peste tot, în primul rând, la aparatul lui militar, le spunea celor de după el, ostași, ce mai erau acolo, despre Hristos, în cetate vorbea oamenilor despre Dumnezeu. Cumva, zic eu,
Noi zicem eu că își depășise aria curriculară. Adică nu era pe treaba lui. Ești militar, stai acolo, ce treabă ai tu cu propovăduirea Evangheliei? Și întreabă părintele Dorin în predica dumnealui de astăzi. Pentru noi un lucru bizar. Cum ar trata televiziunile actuale, mai ales cele din vremea aceasta, deci televiziunile au devenit așa de creștine și de ortodoxe și de iubitoare de Hristos? Acești ziariști sunt iubitori de Hristos. Ar trebui adăugat acolo la ectenia pentru iubitoarea de Hristos oaste și pentru iubitoarea de Hristos presă. Și spune părintele, cum ar trata televiziunile actuale știrea că un general al armatei române, acum, cu misiune în Afganistan, în teatrul de operațiuni, a început să predice ortodoxia musulmanilor. Prima glumă a presei. Băi, ăsta este preot sau general? Ce era Dimitrie? Era un guvernator, era un om de armată, era un militar. Da? Nu era un sacerdot, nu era un cleric al vremii lui. Spune părintele. Părintele Dimitrie, sfântul nostru, și-a neglijat atribuțiile militare cu un singur scop. Pentru că se simțea responsabil pentru mântuirea celor pe care îi guverna. Avea o responsabilitate guvernatorul. Ai o responsabilitate președinte al țării numită România. Ai o responsabilitate guvernantule. Ai o responsabilitate prefectule. Ai o responsabilitate primarule. Toți avem responsabilități. Avem o responsabilitate și noi preoții. Și clerul bisericii. Și Sfântul Sinod. Cu toții avem o responsabilitate. Nu suntem aici fără responsabilități. Dar Dimitrie simțea să-L propovăduiască pe Hristos celor din cetatea unde El guverna. Înmulțea cuvântul lui Dumnezeu. Și spune părintele, biserica nu-l laudă acum pentru că a fost un bun militar. Biserica nu-l laudă că a fost un mare strateg, ci pentru că a fost un creștin responsabil. De aceea spune părintele, să înțelegem odată pentru totdeauna că medicul, polițistul, politicianul, artistul, muncitorul, profesorul, notarul, cu toții suntem chemați mai înainte de toate de a fi profesioniști buni, să fim buni creștini și oameni de nădejde. Că de profesioniști nu ducem lipsă. De grupul acesta de specialiști nu ducem lipsă. Dar cu toate acestea mă uitam că șeful grupului ăsta strategic care ne face nouă numărătoarea și care ne dau nouă tot felul de soluție, nu prea a trecut pe la SNSPA. Nu știa că am terminat licența. Și întrebat fiind, de ce domnul nu are licență și studii superioare? L-am ales pentru alte lucruri. Păi nu voi vorbiți de studii, nu voi vorbiți de masterate, nu voi vorbiți de doctorate, nu voi vorbiți de cultura celor care ne conduc și atunci ce facem? Vă contraziceți singuri? Și iată ce spune părintele. Dacă un conducător, un medic, un profesor, un preot, nu are în el principiile evanghelice și ecleziale, hop, fac paranteză. Deci nu-i destul să ai principii evanghelice, adică postesc și eu, mă rog și eu, citesc Evanghelia, Biblia și eu, merg din când în când la biserică, am principii evanghelice. Dar și ecleziale, adică ce înseamnă principii ecleziale? Să te simți că aparții bisericii, dar nu declarativ, ci concret. Să faci parte din biserica, ești în parohia cui? În parohia Buna Vestire. Tu de ce parohia aparții? De parohia Pogorârea Duhului Sfânt. Tu de cine aparții? Eu aparțin de Schitul Oituz. Tu aparții unei comunități ecleziale, unei familii ecleziale. Tu vii la Sfânta Biserică, tu participi la Sfânta Liturghie, tu te împărtășești cu toți într-un trup comun. Tu ești frate celuilalt. Tu ești soră celeilalte. Aparținem cu toții responsabilitate. Deci unii din politicieni ori fi având principii evanghelice, că nu ori fi cu toții atei, semi-atei, sau yoghini, sau, eu știu, cu reiki, sau prin alte cluburi, sau ce ori mai fi ei. Dar oamenii aceștia au avut această apartenență eclesială când au votat din 4 în 4 ani. Din 4 în 4 ani i-am văzut în biserică, lângă Sfânta Raclă, închinându-se la Sfânta Parascheva. De ce? De ce? Pentru ca dumneavoastră să puc ștampila. După care au ieșit din comunitatea eclezială și se reîntorc iar peste 4 ani să vă mai ceară o dată ceea ce trebuie să dați. Votul dumneavoastră, da? Iar noi cu ochii orbi, cu lentile pe ochi, surzi, da? Și orbi ce suntem, noi am votat pentru că
Noi am mers după principiu, cine dă ceva, ăla mergem. Ceva la pensioară, ceva la salar. Nu ne-am uitat că acel ceva la pensioară vine și cu un pachet de legi anticreștine. Nu ne-am uitat că acea mână întinsă vine și cu două mâini să tragă înapoi din ortodoxie. Nu ne-am uitat. Ba mai mult, la referendumul pentru familie, am dormit. Dormi, popor român, până nu mai poți. Dormi, dormiți. Somnul, da? Cineva avea o vorbă, somnul lui bunicu. Dormiți somn cu pace, da? Pentru că nu am fost cu stare de trezvie și nu am avut oameni care să ne deschidă ochii. Dumnezeu să-l ierte pe Petre Țuțea, marele filozof, care, trist, acolo în garsoniera aceea îi spunea lui Vartan Arachelian și lui Munteanu, acel student care erau acolo și îl interveveau, a spus o vorbă de doare și acum. Îmi pare rău că am făcut 25 de ani de temniță grea pentru un popor de idioți. De ce? A zis așa. Pentru că în Duminica Orbului, după 50 de ani de teroare comunistă, am votat un neocomunist. Mai rău ne trebuie. Mai rău. Și am fost manipulat și atunci prin aceste televiziuni iubitoare de Hristos. Sfântul Dimitrie, datorită acestei propovăduiri, este arestat de împărat și este pus spre umilință lângă palatul împărătesc într-o baie. Este închis acolo, la umilință. Acolo unde Sfântul Dimitrie a început să se roage cu rugăciunile pe care le știa pe de rost, că nu vă supărați. Credeți că o să vină vremea să mai plecăm cu psaltirea după noi, cu ceaslovul după noi, cu acatistierul după noi? Sau credem noi că putem să luăm mineile sau apostolul sau nu știu câte cărți după noi și să citim noi în vremurile care vor veni? Acest părinte Ienil avea tot aparatul ăsta liturgic aici, tot iconostasul ăsta plin de minei după el? Nu. Toate mineile erau în capul lui. Toată dogma era în capul lui, toată istoria bisericească era în capul lui, toată rugăciunea era în inima lui. El era o catedrală în mișcare, dar nu o catedrală, o catedrală și cu iconostas, și cu cărți liturgice la el, cu tot ce vrei. De ce? Pentru că la el nu exista că tropare pe de rost, condace pe de rost, spunea părintele la Frăsinei când l-am întrebat. Când ieșea la slujbă, toată slujba, pavecerniță, pe de rost. Cum în altul Teodosie, la Constanța, rostește moliftele Sfântului Vasile cel Mare pe de rost. Și mai mult, că îi apreciez această râvnă, da? Seara la 12 la acatist, la 5 la liturghie. La ultima sfințire a venit dimineața la 4, da? Pentru că, și când a citit moliftele unde a fost la sfințire, unde era multă, multă lume, mă rog, da? În altul a citit moliftele Sfântului Vasile pe de rost. Deci, noi preoții și dumneavoastră trebuie să înțelegem că trebuie să învățăm rugăciuni pe de rost. Pentru că va veni vremea în care vei fi tu cu inima ta și cu ce ai acumulat aici în viață. Cum erau cei din temnițele comuniste. N-au intrat acolo preoții cu toată liturgica după ei. S-au trezit în zeghe cu Doamne Iisuse, cu Născătoare, cu Miluiește-mă, cu cântări, cu Evanghelia învățată pe de rost și au rezistat bătând în calorifere și transmițând capitole întregi din Noul Testament, fizică, anatomie, chimie și din pușcărie, dacă ai intrat cu două clase, au ieșit cu facultate și cu știință de carte mulți oameni care au fundat temnițele comuniste. Și iată, prima vizită în temniță este a diavolului. Diavolul apare să-l ispitească pe Sfântul Dimitrie sub forma unui animal și Sfântul biruiește ispita demonică. Și imediat apare teofania lui Dumnezeu, care îi pune lui Sfântul Dimitrie o cunună de mucenic pe cap. Adică, înainte de a primi cununa, a trebuit să treacă prin ispită. Căci prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Dar noi vrem bucuria de aici, fără așa ceva. Asta o vrem în mână. Eu o vreau în mână, dar nu vreau să o... Eu o vreau la gât. Dar crucea este și exterioară și interioară. Ei, Sfântul Dimitrie a trecut prin această ispită demonică ca să poată să câștige cununa biruinței. L-a biruit pe drac prin rugăciune, prin răbdare, nu s-a temut de el și imediat a venit Îngerul Domnului
și i-a dat coroană. Împăratul roman revine dintr-o bătălie și face o sărbătoare închinată lui, cum aveau ei obicei în arenele romane, Coloseum sau alte arene, și a adus un renumit luptător numit Lie, un vandal, un om de 2 metri, un om puternic, care îi bătea pe toți, îi arunca în sulițe. Poporul era chemat acolo pentru că împărații chemau poporul. Poate ați văzut Gladiatorul, filmul, celebrul film cu Russell Crowe, în care ați văzut acolo că în Coloseum veneau oamenii adunați de împărat, unde le aruncau niște pâini. Știți? Le dădeau să mănânce. Pâini. Și pâinea era la ei în gură și circul era în arenă. Cam așa suntem și noi azi. Pâinea o primim la Lidl și circul primis la televizor. Da? Acum ce să zic? Da, numai că nu e o cruce ca atunci. Asta este ceva mai subtil, mai periculos. Asta gâdilă mai tare ființa umană. Și venind Lie, murind creștinii, numai jale acolo, numai plânset, numai lacrimi, da? Apare un tânăr, Nestor. Un tinerel. Cu multă dragoste din el, cu iubire față de Sfântul Dimitrie, văzând el suferința creștinilor, vine la Sfântul Dimitrie. Sfinte Dimitrie, binecuvintează-mă să mă lupt cu Lie. Du-te! Pe Hristos vei mărturisi și pe Lie vei birui. Și a ieșit afară. Nestor, tânăr, în Coloseum, în arenă, a strigat, Lie, vino să mă bag cu tine. Și împăratul, văzându-l pe Lie, 2 metri 40, Nestor, 1,50, slăbănog, l-a chemat deoparte, ei, vino încoace. Dar ce vrei să faci? Tu nu te uiți. Tu nu te uiți ci nouă ordine vine peste noi. Tu nu te uiți și vine peste noi, tu chiar nu te uiți ce forță avem noi, ce putere economică, ce putere politică, ce putere avem noi. Tu nu te uiți. Nu, vreau să mă bat cu el. Lie, vino să mă bat. L-a luat pe Lie, într-o suliță, a făcut praf. Ce plângi, creștinule? Ce uliturmă? Ce strigi? Ce lacrimi, ce sudori? Tu nu vezi când vrea Dumnezeu se biruiește rânduia la firii? David cu Goliat, Nestor cu Lie. Citiți Vechiul Testament, da? Au scos filistenii în față pe Goliat, ucigaș, un fel de luptător de ăsta, criminal. Da? A venit David, simpatic. David, știți, David era cel mai mic. Când l-a ales Dumnezeu pe David, l-a trimis pe Samuel, la feciorii lui Iesei. Și când a intrat Samuel la feciorii lui Iesei, s-a uitat după aia mai vlășgani, după aia mai puternici, după aia cu mușchi, împărat peste Israel, o să luăm toți piperniciții. Și se uită Samuel, ăsta, domnul, nana, pe ăsta, nu, nici pe ăsta, nu, dar care o fi? Și că du-te la câmp, vezi că este unul. S-a dus Samuel la câmp, David acolo, mititel, da? Ce, Doamne Dumnezeule, pe ăsta, la care Domnul zice, Samuele, tu te uiți la fața lui, eu mă uit la inima lui, dacă ne alegi însoții după față, și după inimă, să aveți parte de ele. Și invers. Și să vă fac, na? Le luați numai după, știți? Luați-le. Dar pe parcurs veți vedea că sunt împietrite, ați intrat împietriți în căsnicie și v-ați distrus căsnicia pentru că n-ați ales cum trebuie. Nu ați ales după inimă. Nu ați avut o vibrație a inimii, ci o vibrație a ochilor și a urechilor sau a tuturor simțurilor trupești. Nu vibrația aceea duhovnicească. Nici eu n-am avut vibrație duhovnicească acum 30 de ani. Dar noi aveam o altă educație. Mă iertați, educația aia comunistă cum era, era o educație de principii sănătoasă. Și o moralitate în casă ce era atunci, o frică și o rușine, ce nu găsește astăzi cu atâtea biserici deschise. Mai bine era atunci. Ei, și David a intrat acolo la bătălie, ăla a aruncat cu surițe, mureau evrei toți, terminați. A luat el o praștie, a luat o petricică. Vă dați seama, să vină acum unul și tu cu petricica, știți? Când a tras, eu tras una în cap, jos. Când au văzut evrei, ăia, de ce? Cum, hai să analizăm. Cum de-a nimerit petricica aia direct în fruntea lui? Și cum poate o petricică să-l omoare? Unde este voia lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, nu petricică. Și cu o suflare împlinești legea. Și cu o suflare împlinești legea. Dar noi nu credem, că nu este credință. Și iată, împăratul acuză pe Nestor că l-a biruit prin farmece și taie capul. Și lui Nestor. Ba mai mult, nu i-a tăiat capul dintr-o bucată, ci i-a tăiat capul cu cuțitul. Ați văzut odată o decapitare Isis?
Da? Ați avut ocazia să vedeți, am mai văzut un pic câteodată, da? Deci când acești fundamentaliști, da? Ia cuțitul și tot, știți, și tai tot capul așa, știți? Mi-aduc aminte de Sfântul Evgenie, dacă nu mă înșel, care a fost, i s-a tăiat capul că n-a vrut să-și dea jos crucea de la gât. E sfânt care îi face minuni în Rusia Sovietică, da? La fel l-au tăiat și pe el. Și tot nu i-a luat crucea de la gât, da? Gândiți-vă ce moarte acolo, martirică. Și iată, îl vedem pe Nestor, mucenic, după Dimitrie, următorul. Moaștele Sfântului Dimitrie au fost luate de o slugă, Lupu, căreia Dimitrie a dat averea. Și acea slugă a făcut minuni cu inelul lui Dimitrie și cu hainele lui. Știți că acum în Grecia, zilele acestea, am văzut o filmare în care preoții care racă la Tesalonic sunt plini de Sfântul Mir. Deci acum, anul ăsta, acum la Tesalonic, înainte de a veni ziua aceasta, toți preoții erau plini de Sfântul Mir, curgea în abundență din raclă. Unde ești tu, Fauci sau alții? Să ne dați și nouă niște explicații, domnilor virusologi, epidemiologi, savanți. Treceți la racla aia și ia puneți microscoapele, puneți ce vreți voi și explicați-ne nouă. Cum de iese mir din trupul Sfântului Dimitrie și este atât de mirositor? Cum? Nu vă explicați. Cum prigoniți voi sfinții, mă, vreți să-i puneți în plastic? Nu vă e frică de Dumnezeu? Și până când? Da, ne prigoniți, ne chinuiți, o să ne omorâți, cine știe ce o să ne faceți, da? Dar, fiți atenți, fiecare ne-om lua plata când va veni judecata, dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu, da? Aici, până la mormânt. Până la mormânt ai funcție, până la mormânt ești slăvit, până la mormânt ești conducător de grupuri, până la mormânt ești guvernator. Acolo, păi le-aș cânta tuturor celor care nu se mai satură de slava deșartă această cântare de pe la mormântare. Deșertăciuni sunt toate cele omenești, câte nu rămân după moarte. Nu merge cu noi bogăția, nu merge cu noi slava, ci venim moartea, toate acestea pierd. Oare unde este împărat și sărac, bogatul și intelectualul, țăranul? Și înțelegeți? Deci, nivelare după care judecata lui Hristos. Învățăm de la Sfântul Dimitrie această tărie de a mărturisi credința. Nu i-a fost ușor. Vedeți? Marea majoritate a sfinților din biserică au plecat la Domnul de tine. Ecaterina, Filoteia, Paraschiva, Dimitrie, Gheorghe, în groapa cu var și alții. Vedeți? Când sunt pictați în biserică, sunt pictați și cu ceva din chinurile lor. Sfânta Ecaterina are roata lângă ea. Nu au trecut dincolo, coafați, frezați, eu știu, în stare de slavă deșartă, ci au trecut dincolo prin crucea mărturisirii. Mărturisim fiecare cum putem. Ne biruim fricile. Ne este frică. Ne este frică. De ce să spunem că suntem curajoși? De ce să spunem că suntem puternici? Știți? Că eu mi-aduc aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Cine crede că stă, să ia aminte, să nu cadă. Că mulți sfinți, citeam despre doi sfinți care, unul se lăuda că mărturisește, nu mai știu pe unul, chema Saprichie. Și se lăudau că mărturisesc pe Hristos amândoi, dar unul din ei nu voia să se împace cu acesta. Ei, cel care nu a vrut să se împace și cel care a mărturisit, cel care a fost urător de frate și a pierdut cununa muceniciei. De ce? Pentru că în clipa mărturisirii nu ai avut dragoste să-L iubești. Mulți mărturisitori sunt astăzi. Mulți care mărturisesc credința. În duhul iubirii s-o mărturisești, în duhul păcii, în duhul dragostei, în duhul apropierii, nu într-un duh. Foarte mulți au oprit pomenirea sau au fost, se declară nepomenitori. Dar mă uit la unii, nu se vede Duhul Hristos în ei. Ură, dușmănie, aruncă cu piatra în ceilalți. Nu este har acolo. Nu mai sunt preoții buni. Nu mai se coboară Duhul Sfânt. Dar de unde știți voi? Sunteți văzători de Dumnezeu? Sunteți teofanici? Sunteți teofori? Sunteți îndumnezeiți? Părintele Nil vedea. Era văzător. El spune acolo. Am văzut porumbelul Duhului Sfânt coborând peste Sfânta Masă. Sfântul Simeon Nou Teolog, care n-a fost iubit niciodată. Nici acum nu este iubit. A văzut la fiecare liturghie porumbelul Duhului Sfânt pogorându-se peste Sfântul Potir. Aceștia pot să vorbească.
Dar tu dacă nu-ți vezi patimile tale, propriile tale patimi și neputințe, devii mărturisitor peste noapte și arunci cu piatra, dar dă-le șansa tuturor să se pocăiască. Dă-le șansa tuturor să creadă, dă-le șansa tuturor să se întoarcă, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, să se întoarcă și să fie viu. Eu n-am venit, spune Domnul, ca să pierd suflete. Iar toată lupta aceasta pentru apărarea ortodoxiei nu apărăm noi, ne apără Hristos pe noi, nu noi pe El. Că noi nu putem să-L apărăm pe El. El ne apără pe noi. El ne ține mintea în stare de trezvie. El ne ține întregi la minte. Cum? Țineți minte Evanghelia de ieri? Da? Când acea populație din Gadara l-au alungat pe concetățeanul lor, care după ce era legat și ținut în lanțurile acelea ale egoismului, în lanțurile patimilor, în lanțurile demonismului, în lanțurile de zi cu zi ale fricilor și ale frustrărilor tale, da? La urmă, după ce a primit vindecarea de la Hristos, cum era acel om? El care era gol, el care era morminte, el care era în propriu mormânt al conștiinței și al inimii lui. Cum era? Era îmbrăcat și întreg la minte. Unde? Unde? La picioarele lui Iisus. Nu există alt loc să fii întreg la minte și îmbrăcat în har decât la picioarele lui Hristos. Nu oriunde, în orice clădire, unde se înalță o rugăciune, ci în biserica lui. Nu la baptiști, nu la papistat, s-a supărat cineva pe înaltul Teodosie că a spus că nu ne putem ruga oriunde în Occident, că nu ne putem împărtăși oriunde în Occident, că trebuie să stăm în biserică, sunt biserici grecești acolo, sunt biserici rusești acolo, ale fraților noștri, unitate și diversitate. Nu pot merge la biserica mea românească, mă duc la biserica rusă, chiar dacă nu înțelegi nimic. Nici n-ai nevoie să înțelegi. De ce? De ce? Ce dacă e în rusă? Ce dacă e în greacă? A unit Hristos limbile când? La Rusalii. Tu știi liturghia pe de rost. Tu știi că acolo când face liturghia, tu îți dai seama. Este inadmisibil să nu-ți dai seama. Am fost în Ucraina. Ei spuneau în ucraineană și eu trăiam deja antifonul mare pentru că îmi dădeam seama de câteva cuvinte și după gestica liturgică. Nu trebuie traducere. Nu trebuie subtitrare ca să te duci la o biserică rusească. Dar nu mă duc la papistaș. Spunea un distins influencer al bisericii noastre, Părintele Calistrat, că dacă mă duc la catolici ca să mă închin la Maica Domnului, e bine. Dacă mă duc la catolici ca să mă închin la icoana Maicii Domnului, iar e bine. Păi, mă duc dacă găsesc două icoane. Dar dacă găsesc două statui? Dar dacă găsesc orga? Dar ce găsești acolo? Adică nu te duci oriunde, nu te rogi oriunde, ci rămâi statornic. Părintele Emil, când s-au încuiat bisericile, când s-au desființat mănăstirile, după decretul acela din 1959, le spunea la Vladimirești, la maici, care, luându-le, prima oară au fost arestate, maica stareță, maica economă, maica Mihaela, maica Veronica, deci le-a luat staful, le-a luat, știți, din prima linie. După care maicile au rămas singurele și plângeau după Veronica. Mai stareța noastră, mama noastră, stareța noastră, stareța noastră. Da? Și asta e o idolatrie a stareței sau a staretului sau a duhovnicului. Și părintele ne spunea, nu mai plângeți pe Veronica. Plângeți-l că vi l-a luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Că au distrus nu mănăstirea de zid, ci au distrus efervescența împărtășirii continue din anii 50, când se împărtășeau 30.000 de oameni. Diavolul nu a bătut în zidurile Vladimireștiului, ci în potir, cum și astăzi bate vântul acesta neomarxist, direct la Sfântul Potir. Măi, n-au vrut să bat întâi în pridvorul bisericii. N-au bătut întâi în naos, în pronaos. Nu mă, ei direct la Sfânta Masă. Dracu știe unde să lupte. Nu-i trebuie decât acolo, centrul soteriologic al bisericii, Sfântul Potir. Acolo se bagă. Numai că nu o să poată. Nu o să poată, pentru că ne vom lua dacă ne vor închide biserica în spinare, da? Biserica în spinare și antimisul la plimbare și cădelnița, o să fie cădelniță portativă, antimis portativ, cruce portativă, minei portativ, liturghier portativ, dar închideți-le. Știți ce spune Părintele Nil? Ați închis biserica de zid, va izbucni biserica sufletelor mai puternică ca cea de zid. Pentru că infinitul nu poate să fie oprit de limitat. Nu-l poți opri când infinitul zbucnește. Știți cum fac ei? Strâng vana. Acum, strâng vana bisericii ortodoxe. Închidem liturghia, închidem paștele. Strânge din vană, strânge din vană, strânge din vană. Măi, și când o sări robinetul ăla? Dar nu că sare de la noi, când noi suntem morți de vii. Doar Hristos să spargă robinetul ăla.
doar puterea Lui. Și a Lui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.